Salutare jupânilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou video de pe acest canal. Astăzi ne vom juca Farming Simulator 19, iar acesta este un nou episod din seria noastră de roleplay pe Dumești. Ei bine jupânilor, înainte de a începe acest minunat episod, v-aș ruga tare tare mult să apăsați butonul de subscribe, pentru că foarte mulți dintre voi, cei care mi-au urmărit episoadele, nu sunteți abonați la acest minunat canal de YouTube. Și bineînțeles, nu uitați să lăsați un mare follow la pagina noastră de Instagram, o aveți aici în stânga jos, pentru a ne strânge și acolo și pentru a ne forma o comunitate cât mai mare de jupâni. Noi să trecem la episod. După cum puteți vedea jupânilor, suntem la stână și trebuie să luăm UTB-scu pentru că astăzi o să mergem până la moară să vindem niște grâu, o să vindem destul de mult grâu, așa că ia să băgăm noi UTB-scu în viteză. Să deschidem frumos și ușa. Și să mergem să luăm, bineînțeles, în primul rând, remorcuța. Ia să vedem. A, dar uite că am atașat plugul. Uite că iar nu m-am uitat și aveam plugul cuplat la UTB. Ia să-l dăm noi jos atunci. Să-l dăm frumos jos. Ia, să-l decuplăm. Hai să-l lăsăm frumos jos. Hai mai. Nu vrea plugul ăsta lăsat jos? De ce nu vrea lăsat jos? Atât, da, gata. Și să-l decuplăm frumos. O să mai avem nevoie de el, bineînțeles. Ia să ne urcăm noi și să mergem direct în treaba noastră. Mergem mai întâi să cuplăm o remorcă, de fapt două remorci, și să mergem să luăm, mai întâi să descărcăm din combină, pentru că am o combină la treierat, să descărcăm din combină grâu și după o să mergem să-l și vindem, bineînțeles. Dar mai întâi să cuplăm remorca asta. Ia să ne dăm noi jos și să o cuplăm frumos acolo. Ia, la UTB, hai, tot, pire, tot ce trebuie cuplat. Și să ne urcăm înapoi. Acum, hai mai ușor să ne băgăm și noi pe aici. Hai mă, stai să o iau mai înapoi ca să nu, că altfel nu-mi dă voie să merg. Nu-mi dă voie să plec cu remorcuța dacă nu mă încadrez cum trebuie. Hai mă, dar ce are? Ce se blochează acolo? Bun, haideți că de cuplat eu am cuplat-o, acum să mergem să mai cuplăm una, bineînțeles că nu o să ne ajungă. Nu o să ne ajungă doar una. Să încărcăm dita mai greu pe acolo pe care l-avem. Așa că o să trebuiască să mai cuplăm una, o să o cuplăm pe asta de aici, ia să vedem noi, ne dăm jos. Și ar trebui puțin mai așa, nu? Mai că trebuie să dau eu puțin mai în față, ia să vedem. Acum, poate, nu? Nu vrea să se cupleze deloc. Hai mă, dar de ce nu vrea să se cupleze? Ia să o mai întorc eu puțin așa. Stai așa, să-i mai întorc puțin cârligul. Și mă mai întorc și eu cu remorca. Ia să vedem, o să trebuiască să o cuplăm. O să trebuiască să o cuplăm oricum. Ia să vedem acum. Poate un pic așa. Nici așa nu vrea, cred că nu. Ia să vedem, atâta. Hai că de cuplat am cuplat-o și pe asta. Aici mai avem încă o remorcă și mai trebuie să avem o remorcă, 4 remorci, dacă nu o să mă duc tocmai până la baza de la vale și o să mai iau de acolo o remorcă. Dar în primul rând să mergem să descărcăm din combină de la deal, de pe câmp, pentru că v-am spus el a treierat și... Ai mă, ce are mă de nu... Fii atent cum am luat-o și eu pe aici. Da, de acolo din combină avem vreo câteva tone bune și acolo de descărcat, o să vedem imediat cam cât. O să vedem imediat, pentru că o să aducem grâu aici la stână și după aia o să mergem iarăși să încărcăm din silos ce mai avem acolo încă în două remorci. Și tot așa facem treaba numai bună. Și da, cred că mai bine mă duc acum să mai aduc o remorcă de la baza cea... de la vale, de lângă râu. Mai bine mă duc acolo să mai aduc încă o remorcă, două câte mai sunt și după o să merg să încarc și să descarc și din remorcă. Ia să vedem. Oh, ce merge UTB-scu. Merge UTB-scu fără probleme cu două remorci. O să mai băgăm încă una, bineînțeles că UTB-scu ține să băgăm o grămadă. Ia să lăsăm noi aici în primul rând remorcile, dar să nu blocăm chiar așa drumul. Ia să... Hai, l-am blocat. Hai că l-am cam blocat eu. O să-i dau mai în față puțin. Că mai sunt care circulă de la pe uliță pe aici, vă dați seama, și trebuie să le lăsăm loc. Acum să mergem direct acolo, unde am zis.
Să vedem ce remorcă avem pe acolo. Știu că aveam o remorcă de 8 tone și parcă aveam și pe aia de 14, nu? Dacă nu mă înșel, nici nu știu acum să vă zic sincer că am o grămadă de remorci și eu. Am atât de multe remorci încât nici nu mai știu. Trebuie să vând vreo două din ele și să-mi iau una mai mare bazată. Să-mi iau una mare pentru că, na, mai bine iau una mare și pe astea mai mici le o să le folosesc, să mai car altceva. Altceva mai mai puțin. Ia să vedem. Băgăm în marșalier și să o cuplăm și pe asta. Ia să ne dăm jos. Bam, hai că am cuplat-o. Ia uite. Asta e aia mai maronie. Și mai aveam, o mai aveam pe aia de 14 tone, dar nici nu știu pe unde am mai pus-o. Să vă zic sincer, nici nu știu pe unde am mai pus-o pe aia de 14 tone, că am vândut niște grâu săptămâna trecută. Am vândut niște grâu cu aia și nu mai știu pe unde am pus-o. Cred că e pe la fermă pe aici, oricum. Acest gumotos mai e UTV-scul ăsta. Cred că e pe la fermă și pe aici și trebuie să o iau. O găsesc eu și o să o iau. Ia să vedem noi. Să vedem, jupânilor, cam cum putem cupla și noi aici remorcuța asta. O să trebuiască să mă întorc oricum, că altfel n-am cum. O să trebuiască să mă întorc și să o cuplez ori la spate, ori ultima oră, dacă nu prima. Ia să vedem. Ia să vedem noi cum o putem cupla aici. Și cred că o să o cuplăm ultima, da. O să o cuplăm ultima pentru că o trag eu puțin mai așa. A, că eu zic că o să stea bine. Și, băi, UTB-scule, ce faci aici? Și o să o dau puțin în marșalier. O să le dau pe asta alte puțin în marșalier și o să fie treaba bună. Ia să ne suim, cuplăm tot ce trebuie și să-i dăm puțin în marșalier, nu? Ia să vedem dacă putem să o cuplăm acum sau nu. Mai trebuie să o mai dăm puțin. Mai trebuie să mai dăm puțin în marșalier, nu e o problemă. Acum ia să vedem. Poate, poate. Gata, ia uitați, avem deja 3 remorci cuplate la UTB. Acum să văd pe unde să mă întorc și eu. Să vă zic sincer, cred că o să iau pe ulița cealaltă. Nu mă mai întorc eu pe aici, că nici nu am cum. Sau să încerc, dar nu mă risc eu pe aici, că după mă blochez de tot. După mă blochez de tot și nu mai am eu cum să... Nu mai am după aia cum să ies dacă o iau eu pe aici. Sau să mă bag. Hai că mă bag, asta e, ce-o fi, o fi. Până la urma urmei, să vă zic sincer, eu încerc să mă bag pe aici dacă în cap. Și de încăput în cap pe aici, nu-i vreo problemă. Dar acum să vedem dacă putem să o luăm tocmai până... Dacă putem să o luăm și pe aici. Eu o iau maxim aici, dreapta. O iau maxim dreapta, să vedem acum. Mă bag pe stânga și... Hai că poate, poate, putem ieși, putem ieși. Ia uitați, jupânilor, cum am ieșit cu 3 remorci. 3 remorci de astea, destul de, nu sunt chiar foarte mari, dar totuși. Ca să mergem acum în deal să descărcăm, după cum v-am zis, descărcăm frumos din combină, tot greu. Dar nu știu unde e remorca aia, mă. Nu știu unde e remorca aia, unde am lăsat-o eu aia de 14 tone, să vă zic sincer, ori a luat-o nea Ionel și Neanelu sau Nea Ionel și a mutat-o, nici nu știu să vă zic sincer. Dar oricum trebuie să fie ori pe la stână. La baza de la vale am văzut că nu-i, la ferma aici nu-i, deci la stână ar trebui să fie. Neapărat la stână, că altundeva nu, chiar nu am unde. Chiar n-aș fi lăsat-o eu nicăieri. Oricum la baza asta, la baza asta nouă nu las eu utilajele așa de izbeliște. Ia să urcăm noi pe aici pe deal, pe câmp și dă-i blană în deal. O să umplem, cred că, 2 remorci. O să facem full-ul la 2 remorci. Și oricum o să coborăm cu ele la vale și după urc eu la stână. După urc eu la stână să văd, să o caut pe cealaltă. Că trebuie să o iau și pe aia. Ia să ne băgăm noi pe aici frumos cu UTB-scu, să mă bag, nu mă bag eu în lanul ăsta, mai bine mă dau jos și iau combina de aici, ca să nu mă bag eu aici să stric toată recolta, vă dați seama. Ia uitați, avem 17 tone, deci o să încărcăm cam 2 remorci.
O să încărcăm cam 2 ore. Hop. Ca să vedem, să mă dau eu mai la dreapta puțin. Atâta. Hai că m-am băgat destul de bine. Umplem o dată o remorcă aici. Da, uitați-o. Cu greu. Eu ar vrea 4 remorci să atașez la UTB, dar să vedem acum. Să vedem cum ne încadrăm și noi. Ia să vedem puțin și pe față. Atâta. O dată o remorcă am încărcat-o. Ia să o încărcăm și pe asta la altă. Hop. Mai puțin mai la dreapta, nu mai în față. Atâta. O încărcăm și pe asta full și ultima o să o luăm, de la ultima o să o luăm din bază, ca să putem duce toate trei pline. Gata, hai că de încărcat am încărcat aici, să pun combina la loc, o să vin să termin eu de trei rat pe aici prin zonă. Că nu mai am mult, mai am, cred că cât mai am aici, se vede, jumătate de hectar sau cam atâta, puțin mai mult sau mai puțin. Ia să vedem. Acum să ne urcăm în UTB și să ne continuăm treaba. Ne întoarcem pe aici, hai că putem să ne întoarcem. Și coborăm pe uliță direct. Coborăm pe uliță pe aici. Uite, avem deja 17 tone băgate în remorci. Coborăm frumușel pe aici. Să vedem. Nu știu, eu tot caut remorca, dar nu o găsesc și nu știu pe unde ar putea. Gata, știu unde e remorca aia. Trebuie să mă duc tocmai până la Purcei. Că acolo am lăsat-o, cu siguranță. Da, acolo am lăsat-o ultima dată și trebuie să mă duc până la Purcei să o iau pe aia. Așa că o să las la drum remorcile cu grâu și o să mă duc eu cu tractorelul ca să ajung mai repede. Da, cred că e cel mai bine așa. O să las remorcile la drum, dacă nu o să le bag până pe zare. Și o să vin cu cealaltă. Uite, am lăsat UTB-sc un liber. Liber, 30 și ceva la oră. Ia uite băi, UTB-sc ăsta ce merge. Băgăm un semnal la stânga și hai că le ducem până la urmă. Până în zare și din zare de acolo mă duc singur, doar cu tractorul. Mă duc cu tractorul și văd eu ce mai fac. Ia, o să iau remorca, bineînțeles, o să o aduc aici, o să o cuplez la astea alte. Ia uitați-le. Hai că o să avem în jur de 8 și cu încă 14 o să avem oricum destul de mult grup. Ia să dăm un semnal aici la dreapta. Op, atâta. Și mergem tot în față. O să le las aici exact lângă eoliene, unde e ulița asta de la eoliene și o să mă duc eu până la oi acolo să iau remorca. Că acolo am lăsat-o na, data trecută și am zis, bă, o las, o aduc eu de seară, dar atunci n-am mai apucat să o aduc. Pentru că m-am luat cu alte treburi mai importante și n-am mai avut cum să o aduc. Ia să vedem, dacă las eu aici remorcile, oare pleacă până la vale? Dar nu cred că se duc ele la vale, nu? Ia. Nu cred că se duc ele la vale. Hop. Ata, hai că stau bine. Acum să ne urcăm înapoi în UTB și să mergem să luăm remorcuța. Ia să vedem noi. Altfel se simte acum UTB-ul cum merge. Altfel se simte UTB-ul, parcă-i altă treabă. Ia să vedem noi. Hop. Bam, bam, bam. Și pe asta cred că tot ultima o să băgăm. Da, o să băgăm tot ultima, că la virări cred că o să-mi vină mai ușor dacă o bag ultima. Da, să vedem. Deschidem frumos porțile și ia uitați cum ne așteaptă aici. Bam, ne urcăm și să vedem aici ce cuplăm. Ia, să vedem noi. Și a spălat-o neanielul pentru că i-am spus să o spele, dar atunci n-am mai adus-o el, că a venit direct cu... A venit cu mașina și n-am mai avut cum să o aducă. Și de spălat e bine că a spălat-o. E bine că a spălat-o, că oricum aveam eu de treabă cu ea. Ori dacă nu spăla el, o spălam eu, dacă aveam timp. Ia să tragem noi aici porțile, să ne urcăm UTB și mergem să o băgăm și pe asta la cuplat. Deci asta avem 14 tone cu 8 tone ori 3, 24. Și cu 24 cu 14... Cât vine? Exact 38 de tone, nu?
38 de tone sau mă înșel eu? Ori 36 de tone. Nu, 38 de tone. 38 de tone de numai de grâu. Deci avem ceva. De fapt, plus 2 tone, pentru că remorca aia verde mare, prima are 10 tone. Deci asta are 10 tone, nu 8, ca astea la alte două. Deci da, o să avem 40 de tone în capăt de grâu, dacă le punem pili. Ia să vedem să ne întoarcem. Nu, hai că nu am băgat bine. Hai, bagă UTB-scule. Și ia să vedem noi, acum să ne întoarcem. Și o mai dau puțin în marșalier și să le aveam acolo cuplate pe toate. Ia să vedem. Hop, decuplăm de aici. Ne băgăm atât și mergem să le cuplăm pe astea la alte care le mai aveam. Ia să vedem. Putem sau nu putem? Ia. Așa, cuplăm firele, cuplăm tot și dăm în marșalier ca să putem cupla și cealaltă remorcă. Hop, ușurel. Ia să vedem noi. Ia, încă puțin ar mai trebui să-i dau în spate, nu? Încă puțin, hop. Ia să vedem, hai UTB-scule, mergi, gata, hai că e bine. Și sper să putem cupla acum. Atâta. Aude că de cuplat am cuplat-o, ultima. Acum să ne băgăm înapoi în UTB și să... Ia uite, 4 remorci avem cuplate. Cu 4 remorci mergem să ducem, să vindem grâu. Ia uite cum trage UTB-scul ăsta 4 remorci. Nu cred că am atașat niciodată 4 remorci. Nici nu știu dacă pot să merg pe drum cu 4 remorci. Bine, eu de putut mă... Eu pot să merg de încadrat, pot să mă încadrez, dar sper să nu mă oprească nimenea. Că dacă mă oprește vreo cineva, le decuplez din mers și... Da, bine, că nu pot din mers, dar totuși le decuplez chiar dacă n-am voie să merg. Ia să-i dăm blană. Ia uite ce merge UTB-scul. Cu 4 remorci, din care doar 2 sunt pline. O să mai umplem încă 2 și să vedem cum o să tragă. Sunt curios cum o să tragă când o să le umplem pe toate de grâu. Chiar sunt curios. Acum trebuie să urcăm aici la deal. Ia să vedem noi, să urcăm direct pe aici ca să nu mai avem treabă. Hai UTB-scule. Hai că apăs accelerația la maxim și urcă. Hai că pentru tine nu trebuie să simți remorcile astea. Uite cât a frumos scoate. Hai UTB-scule, nu mă lăsa. Hai urcă. Urcă că mai ai un pic. Hai că mai ai un pic de pantă. Și hai. Băi, da. Urcă UTB-scule, mai greu, oi, dar urcă. Gata, hai că acum putem să mergem să le umplem. Hai că le-am urcat pe toate. Și bine, acum nu o să mai avem mult de doar de coborât mai mult. Da, o să avem doar de coborât. Dar să vedem cum o să tragă și pe drum drept. Sunt chiar curios cum o să tragă UTB-scul pe drum drept toate remorcile încărcate. O să vedem și noi, bineînțeles. Ia să vedem de aici, ușurel, că avem o grămadă de grâu. Avem o grămadă de grâu în remorci. Ia să vedem. Prima e umplută maxim și a doua cred că e umplută, nu? Da, și a doua e umplută. Și am pornit, ia. O să avem 40 de tone în capăt, nu? Doar am zis că o să avem 40 de tone, deci după focătelile mele am făcut bine. Și acum să vedem cum mergem cu 40 de tone legate, bine, plus remorcile care sunt și ele grele. Sunt mai multe tone, dar noi punem doar grâu la socoteală. Să vedem aici, mă încadrez cu toate. Uite, pot să mă uit direct în dreapta, puțin am întors capul și mă uit dacă mă încadrez sau nu. Ia că mă încadrez eu. Dar la limită, băi băiatule, la limită m-am încadrat eu cu remorcile astea. Acum, ia uitat jupânilor cum trebuie să fac, pentru că m-am mâncat pe mine să iau 4 remorci la UTB. Ia uite cum, pe unde trebuie să o iau eu. Pe unde trebuie să o iau eu cu UTB-scul ca să mă încadrez? Uite, tocmai pe margine, cel mai din lung posibil. Da, totuși e bine că am băgat, am cuplat atâtea, abia nu fac așa multe drumuri.
Ia să vedem noi. Op, oprim. Oprim, oprim, oprim. Dăm un semnal la stânga. Și... ia uitați. Hai bă, că e frumos cu 4 remorci. Iar dacă mai aveam încă... dacă aveam remorca ultima din spate, era tot la fel de asta românească. Era și mai și. Da, mergem ușurel totuși. Aude, abia... bine, trage oricum. Aude, 30 la oră. Hai că de tras totuși. Trage, zic eu. Acum ia să vedem, o să le luăm pe rând. O să le luăm pe rând aici la descărcat. Eu nu știu, le las pe avarii, nici nu am cum altfel. Oricum nu o să mai stea avariile pornite. O să iau câte o remorcă și o să o descarc acolo. Ia să vedem. Bam, ne-am băgat aici și descărcăm câte una, câte una și terminăm treaba. Repejor. Ia să vedem, descărcăm. Atâta. Tot greu. Deci o să avem 40 de tone de descărcat, deci vă dați seama. Ar veni 40.000 de chile. Atât ar veni. 40.000 de chile. Dacă chilul e un leu, 40.000 de lei, nu? Atât ar veni. 40.000 de lei. Atât, adică în jur de cât vine, mă? 8.000 de euro, cam atâta, nu? 8.000 de euro, destul, zic eu. Ia să, op, să dăm un... să ne băgăm noi altfel, ca să ne putem întoarce pe aici. Încerc să mă întorc și eu cât de bine pot. Atâta, hai că m-am întors. Să le punem și pe celelalte. Ia să vedem noi cum să mă încadrez pe aici, dar să nu blochez tot drumul. Ia să vedem. Ne băgăm, ne mai întoarcem o dată, dacă nu. Asta e, o să blochez un pic de drum, dar n-am ce să fac. Decuplez. Mă urc în UTB și să le descarc și pe celelalte. Ia să vedem. Aici nu știu, să mă bag cu două deodată, dar cu două deodată nu știu dacă pot. Dar încerc, totuși, încerc. Ia să vedem. O decuplez pe asta și mă bag doar cu două. Hai că circulație mare nu e, dar... asta e, să nu blochez acum mai mult. Ia să vedem noi, ne băgăm frumos pe aici și dă-i blăniță. Ia uitați. Hai mai uite, bescule. Băi, fii atent, trebuia să o iau mai altfel, că nu... Așa, ia să vedem. Decuplăm o dată, descărcăm. Hai mă, din care să descărcăm, că nici nu știu din care. Descărcăm o dată de aici și mă mai bag o dată în partea cealaltă. Mai trebuie să-i dau o dată înapoi. Ia să vedem noi. Am descărcat încă 8 tone. Da, 8 tone și pe asta ia să-i dau eu în marșalier, ca să mai descarc încă 8. Dar nu vrea să o descarc, ia să mă mai întorc o dată. Nu știu de ce, nu vrea să se descarce. Ia să vedem. Hop, dăm maxim. Ia uite că putem să ne întoarcem și cu două remorci, nu-i problemă. Ia să vedem. Hai mă, dar asta de ce nu vrea să se descarce? Hai că vrea și asta până la urmă. Bun. Ia să vedem noi. Atât, ia uite. Am descărcat încă 8 tone. Și gata, acum să mai avem încă o remorcă de descărcat. O avem pe aia mai mare. Ia să vedem cum putem să ne băgăm și noi pe aici. O să facem o manevră și mai mare. Așa că o să ne întoarcem exact aici în drumul ăsta. Și o să cuplăm la asta. O să blocăm puțin ulița, dar asta este, îmi pare rău, n-am cum să fac altfel. O decuplez și ia să mă dau mai așa. Și să o cuplăm pe cealaltă. Că mai avem una. Ia să vedem noi. Să ne băgăm aici în marșalier frumos și să o cuplăm pe asta la altă. Atâta. Hai că e bine cuplată. Și să mergem să o descărcăm. Ia să vedem noi. Să o descărcăm și pe asta pe aici. Hop. Bam. O descărcăm și pe asta și după mergem să luăm și bănuții. Dar mai întâi să le cuplăm pe toate. Și după o să luăm și bănuții. Ia să vedem.
Hop, încă puțin, încă puțin. Și gata. Bun, ia să-i dăm noi în marșalier. Hai că asta e bine, că se basculează destul de rapid. Se basculează destul de rapid și e numai bine. Bun, acum ia să vedem, să cuplăm asta prima acum. Să vedem, că o să-mi vină, cred că, și mai ușor acum. Ia, atâtica. A, uite că am cuplat-o. O dată. Nu, încă mai în spate trebuie să dau, nu prea. Atât. Ia să vedem. Acum o cuplăm. De cuplat văd că se cuplează ele. Acum să-i dăm un marșalier și să o cuplăm și pe și la celelalte. Ia să vedem noi. Dacă se cuplează, trebuie, nu? Un puțin mai în spate trebuie să o dau. Atâta. Ia. Acum? Deci acum nu se cuplează. Dar de ce oare? Gata. Hai, acum ar trebui să se cupleze măcar. Gata. Le-am cuplat pe toate înapoi. Să ne urcăm în UTB și să le punem puțin mai așa. Le dăm pe avarii. Pe toate. Oprește și UTB-ul că a cam obosit. Avem toate farurile pornite, toate semnalizările, bun. Atâta. Și acum am văzut să iau și eu bănuții și am să revin în câteva momente. Am revenit jupânilor, am luat și bănuții. Toți bănuții pe care a trebuit să iau. Acum să ne urcăm în UTB, îl pornim și mergem spre stână. Ia să vedem. Pornește, UTB fără probleme. Mă, uite câta coada de remorci. Păi da, jupânilor, cam atât a fost și cu acest minunat episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați acolo un mare, mare like și un subscribe ca să ne strângem cât mai mulți jupâni pe acest minunat canal de YouTube. Pe data viitoare vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.